cel mai important stimul al senzației de sete este mâncarea cu sare. Și atunci, dacă mănânci cu sare, ești tentat să consumi mai multe lichide. Și restricția care trebuie făcută este aceea de sare, nu de lichide. Mai puțină sare e normal, multe lichide normal, de asemenea nu vorbim despre boală, dar ce legătură au rinichii cu excesul de sare, numim exces pentru un adult, mai mult de 5 grame de sare pe zi. Presiune mare în vasele de sânge. În fiecare minut, a cincea parte din sânge ajunge în rinichi. Presiunea prea mare, în timp cele două organe vitale nu mai reușesc să se autoprotejeze. Hipertensiunea lovește direct pereții interni ai vaselor de sânge și le produce daune. Vedem ateroscleroza drept o consecință a tensiunii arteriale prea mari. În plus, plăci de grăsime. Le găsim pe toate vasele din organism. Sunt determinate de fumat, colesterol prea mare în sânge, glicemie prea mare. Rinichii nu mai primesc suficient oxigen. Funcționează greu. Ne uităm spre grăsimea care circulă în mod normal în sânge, colesterol și trigliceride. Ce face prea mult zahăr în sânge? Un fenomen ciudat în privința grăsimilor. Ne explică academicianul Maia Simionescu. Cantitatea crescută de glucide, de zahăr în sânge, afectează cărăușii de colesterol. Tot procesul de formare a plăcii de aterom e mult mai rapid în condiții de diabet, adică în condițiile de hiperglicemie, adică în condiții de zahăr crescut. Zahărul crescut în sânge atrage grăsimea, care circulă în mod normal și o face să se depună. Excesul de insulină acționează simultan ca un hormon de creștere. Îngroașă stratul intern al vaselor de sânge. Odată îngroșate, atrag și mai mult colesterol și determină inflamație. Vasele devin mai înguste și auto-întrețin boala numită ateroscleroză. O găsim și în arterele rinichilor. În diabet, rinichiul mai are un agresor. Sângele ăsta plin de glucoză se duce în toate țesuturile și acolo produce reacții chimice care dau naștere unor substanțe dăunătoare denumite radicali de oxigen, care au efecte chiar până la distrugerea unor celule. Și atunci acesta este un mecanism suplimentar prin care diabetul necontrolat cu valori mari ale zahărului în sânge, poate să strice rinichiul. Examen de urină anual este recomandarea unanimă. Arată de la început eventualele suferințe funcționale ale acestor organe vitale.